pleca. Astăzi nu vom face nimic. Glumesc. Astăzi vom face colecția mea de slime-uri. Să nu credeți că dacă am făcut colecția mea de slime-uri, gata, nu mai fac niciun slime? Ba din contră, vor apărea slime-uri mult, mult, mult mai tari, mai drăguțe și mai incredibile. Hai să nu mai vorbim atâta și să-i dăm drumul. Primele slime-uri sunt... Acesta este primul meu slime din arace și din detergentul Persil. Acesta nu este chiar primul, adică cel care l-am făcut atunci, ci este altul, l-am făcut altul, pe primul l-am dăruit unei colege. Linkul la videoclip, dacă nu-l știți, îl veți găsi aici sus. A doilea slime este cel cu biluțe, îl știți, sigur. Dacă vă uitați de ceva timp pe canalul meu, îl știți. Dar tot linkul de la acest slime-ul veți găsi aici, sus. Sus. În linkul de sus. Și cam gat biluțele din el. Biluțe de striafor sau de polistiren. Celelalte sunt cele cu glicerina boraxată. Sigur, le știți, link sus. Linkul este găsit sus. Acesta este cel roșu, știți, roșu transparent. Și acesta este miere slime. Miere de albine slime. Slime miere de albine. Mai bine să ies. La fel, l-am făcut din glicerina boraxată de albici. L-am făcut și mi-a ieșit galben, pentru că am pus puțin colorant galben și a ieșit ca mierea de albine. Este exact ca mierea de albine, numai că nu se poate mânca sau folosi în rețete, într-un fel. Rețete. Aici avem cel alb cu săpun, sigur îl știți. Este cel curcubeu, numai că nu am pus colorant, mi-ar mai rămas puțin de la videoclipul cu curcubeu și dați-l și pe curcubeul nostru. Sigur știți, dacă nu știți, intrați pe canal și îl veți găsi. Este cel curcubeu, da. Link-a e sus sau puteți să-l găsiți pe canalul meu, desigur. Acestea sunt slime-urile neon. Dacă vreți să vedeți cum l-am făcut, link-ul îl veți găsi sus. Foarte drăguț. Intrați pe canalul meu și veți găsi rețeta de la aceste slime-uri. Celelalte slime-uri sunt acestea două. Va urma un clipuleț cu slime test sau test slime, care amândouă sunt din săpun. Acesta din săpun lichid. După cum se simte mai slime acesta. Și după cum miroase, desigur. Și acesta din săpun spumos. O să mi-l legide și o să-l pun. Da. Pararambam! Tantan! Ghiciți cum am făcut aceste slime-uri. Cred că unii nu o să mă credeți că le-am făcut cu ochii închiși. O să zică că mă dau mare, că știu să fac cu ochii închiși, bla bla bla, că nu l-ai făcut, l-ai făcut cu ochii deschiși. Deci l-am făcut cu ochii închiși, dar am făcut cea mai ușoară rețetă și da, de asta mi-a ieșit. Cea cu detergent lichid, persil și cu aracet. Și pe acesta la fel, numai că l-am făcut fără colorant, a ieșit albastru. Și... da. Și acesta i-am pus un pic de tempera și am pus și sclipici. Sper că se observă sclipiciul. Sigur se observă aici. Și acesta este foarte lucios și drăguț. Acesta n-am făcut videoclip cu el. Nu știu dacă o să fac videoclip cu ochii închiși, cu slime cu ochii închiși, pentru că unii nu o să mă crede. Ce s-a rost, l-am făcut la fel ca celelalte.
Acesta l-am făcut de plictiseală, într-un fel. Pentru că am vrut eu să fac și, da. De plictiseală l-am făcut pe acesta. Da. Da, acesta este cel transparent. Uite-vă și voi ce transparent. Nu știu de ce, dar nu mai așa de transparent, ci este mai mult gri cindent, adică gri, mai întunecat la culoare, mă rog. Dați-vă și voi, se vede prin el, da? Cel pufos, de... Cel pufos. Bine, nu este chiar Galaxy-ul Slime original, am făcut altul acum ceva timp, 3 zile, 4, cam o săptămână, nu sunt sigură când. Și acum vom lua un vas mai măricel și le vom amesteca. Acum în acest bol, sau în această cutiuță, vom pune câteva bucățele din toate slime-urile. Așa. Perfect. Și vom pune aici. Da. O să-l mai înghesui un pic ca să aibă mai multe slime-uri loc. Perfect. Am pus. S-a amestecat un pic. Foarte interesant. Așa, acesta. Cel miere, pot spune așa. Acel roșu. Îl punem aici. Cel transparent îl vom pune aici, lângă. Și tot așa voi pune, dar vreau să rămâneți cu mine în acest moment foarte spectaculos. Vezi ce drăguț arată? Nu arată așa de drăguț cum îmi imaginam. Da, acum cel cu sclipici, cel care l-am făcut cu ochii închiși. Adică acesta. Dar pot să-l înghesui și eu pe aici, unde pot. Vom pune... O să punem mai puțin ca să mi-aibă toate loc, de doamne să mi-aibă toate loc, că dacă nu... Cel cu biluțe. Parararam. Cel cu biluțe, cel drăguț, știu că n-am voce, dar... Asta e viața. Și acum, ultimele, dar nu cele din urmă. Bine, cele din urmă, dar nu... Da. Înțelegeți voi? Sunt cele test. Slime test. O să-l vedeți pe canalul meu în curând. Totul e special pentru că e special. Dar trebuie ceva colorat în mijloc. Punem asta aici. Și pentru voi îl voi amesteca. Să începem. Ta-da! Uitați-vă și voi cum a ieșit. Ce tare arată! Toate slime-urile mele sunt aici și vor mai urma. V-a plăcut? Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o, pentru mult mai multe slime-uri.